Auzi? Nu vrei să fâlfâl un pic? Nu, că mă doare capul. Și cam de când te doare capul? De când m-am băgat eu în panuț, am făcut o vrajă și hop, capul. Habar n-am. Cine știe, poate așa s-o fi întâmplat. Dar când te vrăjesc fufele alea, nu te mai doare capul. Numai la vrăjeala mea te doare. Nu ești destul de bună vrăjitoare. Cu toate că fața și comportamentul te recomandă. Vandame, încetează că nu am chef să ne certăm. Zi mai bine, ce ar trebui să fac să fiu o bună vrăjitoare? Ia o mătură, bag-o între picioare și exersează. Ca Harry Potter, știi? Bine, nemernicule. O să-ți arăt eu vrăjeală. Și cum ați ales tocmai firma noastră de pază? Am auzit că... Că suntem competenți și nefricați și... Nu aveți clienți. Și dacă toți sunteți voi așa de liberi, o să împăziți depozitul cu tot efectivul. Hm? Corect. Începând din această clipă, depozitul dumneavoastră o să fie cel mai sigur loc după pământ. Dar ce este după pământ? Pământ, apă și aer și planete și, mă rog, universurile astea cu care mai mă cunosc eu. O să-l păzim cu prețul vieții. A cui viață? Al Gogoașe, partenerul meu. Nu mai rezist! Și mai nou, ca să nu mai fac crize de alea urâte, nu mai refuz să mârlănește! Îmi bagă minciuna aia cu durerea de cap, ca să pară chipurile victimă! Ah, zice să o facă, la ce draci am, chiar că o să ajungă victimă! La știrile de la ora 5! Păi femeia asta și vrea să te scoată din minți, că poate ți-o pleznit ceva în cap și gata, scapă de tine! Să vezi și pleznesc eu una în cap! Da, și se duce la medicul legal, își scoate certificat, cum a mai vrut și... Și ce să fac? Să-l bați cu armele lui! Adică să-l refuz când îmi propune să facem dragoste! Ha! Femeia, tu mă crezi nebună? Să mă rog, mai nebună decât sunt? De fapt, tu ești nebună, că n-am cum să refuz, că nu-mi propune niciodată să facem dragoste! De ce crezi că am spume? Ai terminat? Ce să termin, femeie, că nici n-am început? Bă, tu măcar mă asculți! Ai terminat cu turuitul? Da, da, cu ăla, da. Când am zis să-l bați cu armele lui, am vrut să spun să nu te mai lași afectată de tot ce-ți face. Când te jignește, te respinge, tu zâmbește, fii vesele, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Asta o să-l scoată din minți, o să vezi. Să zâmbesc. Păi tu-ți bagi joc de mine. Ce te hlizești? Mă hlizesc ca să nu stau cu ceva în cap, că îmi pui la îndoială competența profesională. Vezi? În loc să urlu eu la tine, ai urlat tu la mine. Deci funcționează! Bună seara! Acele scărică! Să trăiți! Ce faci tu aici? Ce m-a speriat! Păzesc depozitul ăsta să trăiți! Da? Nu cumva ești hoț? Ce glumă bună! M-am prins! N-am cum să fiu hoț, dar ce vedeți ce purta! Vedeți ce bine făcut sunt! Hoții trebuie să fie supli așa ca noastră, ca să poată să sară gardul când ei alergă poliția să trăiți! Ce păzești tu aici? Păi nu știu, că n-am voie să părăsesc dispozitivul, n-am voie să intru. Deci nu știi ce păzești? Nu! Păi și dacă păzești tu marfă de contrabandă, știi că poți fi acuzat de complicitate cu infractorii? Complicitate? Mhm. Dar înăuntru nu e marfă de contrabandă, nu? Păi pe mine mă întrebi? Păi ia deschide ușa, hai, să verific. Să verific, da, să trăiești, imediat. Hai, hai. Așa. Păi ce faci? Păi, intru și eu cu dumneavoastră. Păi n-ai spus că n-ai voie să părăsești dispozitivul? Păi dacă află șeful tău și te dă afară, a? Dom'l să afle, domn comandant. De la mine. A. În calitate de organ, sunt obligat să raportez orice fel de neregularitate, clar? Clar să trăiți, cum să nu. Succese mărețe. Mersi. Urez. Mă, ți-a picat contrabandă eu. Sunt atât
de ce tot e pe capul meu? Ce-am făcut eu? Cu ce-am greșit? Cum e? Nasol! Nasol! De contrabandă! Cât? 86. Jifu, pe cuvântul meu, credeți-mă! Eu n-am nicio vină! I-am picat ca prostul, ca musca în lapte! Numai nenorocitul ăla de patrone de vină! Cine faci, mă, nenorocit, ha? Adică... cine e, mă, șeful ăsta? Ca să-l ridici și să-l duc la secție, ha? Nu știu, șeful, vă jur! Jur pe roșu că apar, mă! Dar pot să aflu! Îl întreb pe colegul meu că el știe, ca să-mi iau contractul cu el. Așa, bravo. Da, și acum ce fac? Eu vin cu noastră la secție? Nu, și cum să fii cu mine, mă, auzi? Vrei să afle proprietarul și să plece din țară? Da. Stai aici, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic, înțelegi? Și mâine ridicăm cadinoală. Hai. Nu mai pomeniți doală, șef, că stau de 8 ore și mi-e o foame, dar nu vă văd. Aoleu, săracu. Da. Auzi, o să le spun și șefilor mei. Așa. Că ne-ai sprijinit în acțiune. Ah, bine? Să rămână în voie. Lăsați. Și mi-aduce și mie o Eugenie? Nu-i așa că și în seara asta te doare capul? Exact. Cum ai ghicit? N-ai zis tu să-mi exersez abilitățile de vrăjitoare? Da, corect. Auzi, poți să faci o vrajă și să dispar de lângă mine? Spiritual ca de obicei. De-aia te iubesc. Nici eu. La ce n-ai barâs ca asta? N-a mai fost o glumă. Opa! Ne-am enervat? Suntem irascibili? De, dacă ne ținem cocoși și nu vrem să facem dragoste, eu ți-am spus că abstinența crizează. Dar nu sunt abstinent, da? Văd. Și tot de aia te dore și capul. Mă dore capul pentru că trăiesc o nebună care îmi toacă nervii fiecare zi cu o crizată. Nu mă râde ca nebună! Make love. E singura șansă să te calmezi. Da? Bine! Wow! Are născută orașul meu făcost! Dar ce faci, dragă? Mă îmbrac, nu vezi? Ah! Vrei să o facem îmbrăcați, ca golani? Oh. Cine naiba zis că o să o fac cu tine? Dar cu cine? O să o fac cu prima care mi iese în cale, da? Fanta mea, ai luat o razna? Da, am luat o razna și trebuie să mă calmez. Și tu asta mi-ai spus și eu te ascult. Te duci degeaba! Așa-mi trebuie dacă sunt proastă și mă iau după toate nebunele. Să știi că arăți mai bine în realitate decât în pozele alea de pe net. Da? Și tu arăți mai bine decât viceprimarul ăla cu care semeni. Mersi! Scuze-mă, trebuie să merg un pic până la toaletă. Mergi! Auzi, mă gândeam să o facem aici, să scutești o banii de consumație și de hotel, că nu sunt cu bani pe mine, așa, nu prea am. Ești afară, măgarule! Ești cățin! Dracu, o face, mă, frate, tot e constipată, ce faci? Te pămâniști că mă așteaptă pe mine și eu stau ca bou aici. Doamne,
puu, ce puu sunt! Unde ești? Tea, eu sunt! Domnul viceprimar, ce faceți aici? Eu am venit să... Ce? Am venit să... Să ce? Să rămână! Sunt în control, doamnă! Verific toaletele din localurile publice. Că de când cu gripa asta porcină, trebuie să năsprim măsurile de igienă. Ce să facem? Vă felicit, vă felicit! Mulțumim! Am plecat, că mai am și alte toalete de verificat. Mult succes, mult succes. Să rămână! La revedere! Te-ai dus degeaba? Nu mai bine să te-ai tu acasă și te calma iubitica ta? Da, de unde știi că am fost degeaba? Ai mai făcut tu vreo vrajă cumva? Exact! Vezi, am început să mă perfecționez! Cărete! Jur că nu știam că e marfă de contrabandă. Păi deșteptule, dacă era marfă de contrabandă, mai puteam eu face asigurări pe ea? Păi și atunci de ce a luat poliția o parte din ea? Mai pardon că poliția n-a luat nimic, da? Ba da? Aoleu! Păi înseamnă că nu era polițist adevărat? Adică... Am fost jefuit? Nu, vă rog eu frumos să nu reziliați contractul cu noi, că mă spânsură partenerul. Vă promit că din momentul ăsta nu mai călcă nimeni în depozit, nu mai trece nimeni peste mine. Nici măcar musca nu mai intră. Ai noroc că mi recuperez paguba de la asigurări, că altfel... Ok. Dar fii atent la mine, da. Că dacă se mai întâmplă o dată, de două ori, mă rog, de trei ori, te dau afară și te pun să plătești paguba, clar? Nu se mai întâmplă, nu se mai întâmplă, vă jur! Stai mereu, gogoșarului, ce țopă-i ca mingea! Păi ce vrei să ridici praful să fac azm? Hai că te găsești, te dragi! Idiotule! L-ai confundat pe căștul amețit, mă! Nu sunt amețit! L-am confundat pentru că era în uniformă! Și dacă vezi un bou în uniformă de polițist, înseamnă că e polițist? Nu! Da, ce înseamnă că e? Un bou în uniformă de polițist? Pa cine faci tu, baba? Ta falogule! Eu zici că nu ești amețit! Diseară mă duc eu să stau de pază, că dacă mă las pe mâna ta... Hai mă, amărâtule, ieși odată din baie, că nu te pun să faci nimic. Astăzi ai scăpat, că sunt obosită. Că noaptea trecută am făcut-o albă așteptându-te pe tine. Super! Înseamnă că și noaptea asta o să o faci la fel. Ce faci, mă? Unde te duci? Unde am fost și aseară. Păi nu ești obosit? No, că am dormit la birou. Hai noapte bună, sau mă rog, noapte albă. Iubi, ce ai? E supărat pe mine? Nu. Și atunci de ce ai mutra asta de moarte pasiuni? N-am chef. Am niște probleme de ordin profesional. Iubi, toți avem probleme la serviciu. Dar cel mai simplu mod ca să treci peste ele este să zâmbești. Să zâmbești? Exact. Că terapia prin râs relaxează. Mm-hmm. Hai să-ți explic, să vezi cum se face și mâine o să fii alt om. Bună seara! Nu trageți! Nu trageți!
scopul și durata vizitei pe timpul staționării, da? Că nu ești prostul de valaltier. Agent Lăscării, că am venit să anchetez infracția de azi noapte. Ce-ai, domnule, că n-am văzut nimic? Păi la, dar ce vrei să-ți cumpăr eu lanternă, a? Hai, deschide că vreau să caut urme ale infracției. N-am voie, că nu mă lasă șeful, a zis să nu intre nici musca. Da? Bine, atunci eu plec. Dar explici tu șefului tău de ce nu și-a putut ridica banii de la asigurări pe marfa furată, da? De ce nu și-a ridicat? Păi pentru că noi am dus dovezi ale infracției, da? Și pare o înscenare de doi bani. Păi, pare, dacă se explic eu, stați că îi dau un telefon acum să vorbesc cu el. Eu îmi dau drumul altfel dacă nu te uit. A închis, cred că e într-o ședință importantă, ceva ca altfel nou. Da? Păi și ce facem? Stăm la plajă. Vă deschid, vreți? Vă deschid să... Deschide. Ca să luați... Dar mai repejor așa, că avem treabă, da? Avem treabă, că avem... Treabă mare, că vă dau eu hârtie dacă... Ce faci, mă? Ai, dă... Mașina lui. Mașina șefului. Da, e al lui. Al lui. Stai că trebuie să închilești de la depozit. Da? Mai repejor. Stați o secundă să... Poftiți acum, că sunt pregătit, bă! Stai, scopul și durata și amă, taie-ne, zic că m-ai și speiat. Al dracu, dacă te dovezi, el abrie! Păi dacă trebuie, ăia de la asigurări sunt suspicioși rău. Ce? De-abia-i convingi. De-abia-i convinge suspicioși. Da. Da, bine, atunci merge să-i spuneți lui șef că și noi am participat la, la furt, la asta, la, la dovezi, la, pentru asigurare, da? Bine, bine. Hei, drum bun. Hai. Mergeți, mergeți. Când mai aveți nevoie de dovezi, treceți pe la noi, domnule, că suntem permanenți aici. Nu contează ce crimă a fost și a ce dovezile, da? Mergeți, mergeți. Cheia lui șeful. Bă, cheia lui... Auzi, mă aduci tu că mai treci, da? Hai, ca să nu pierdem timp acum. Du-te în, cu dovezile alea acolo. Să știi că arăți mai bine în realitate decât în pozele alea de pe net. Mersi. Mă duc până la toate. Eu sunt, dragă. Auzi, mă gândeam să o facem aici, să scutem și eu banii de consumație și de hotel, că nu prea am multe parale pe mine. Ok, mă mir că te-ai prins. Ce faci, naibii? Că asta-i culme. Așa ceva nu s-a întâmplat în toată viața mea. Să fugă femeile de mine. Dar ce mă, nene, ce-am put, ce-am? Nu put, mă, frate, sunt fresh. E? Ai văzut că te-ai dus degeaba? Nu mai bine să te-ai tu acasă și te calma iubitica ta? Da... De unde știi că am fost degeaba? Ai mai făcut tu vreo vrajă, cumva? Exact! Vezi, am început să mă perfecționez. Asta mi-a făcut farmece. Mă, din cauza ta, mețitule! Că n-ai fost în post! Că dacă erai acolo, recunoșteai, măi! Dar tu nu m-ai lăsat! Păi nu te-a lăsat pe că ești tântălău și ești amețit. Și mai ești și tântălău. Și te râzi, măie, de râzi, ce te râzi, idiotule? Mă, Lane, mai dă tu o dată în mine și o să te spun, Teo. Dau și de două ori, mă, da?
Na! Și de seară mergi împreună cu mine în post. Să vezi ce te ating eu acolo dacă nu mi-l recunoști. N-am înțeles? Și te râzi, ce te râzi, ce găsești, ce te râzi? Tini! Amă, tot ce vut ești! Bogoșică, sper că nu faci pe abătutul ca să te cotești de la... Iubi, eu nu fac pe bătutul, chiar sunt. Cine te-a bătut? Mărlanu. Îl omor! Îl omor! Asta erau problemele tale de serviciu? Adică eu ajung abstinentă din cauza mărlanului aluia? Nu că îl omor! Îl omor de-l zăpăcesc! Îl zăpăcesc, îl omor! Stai aici, că avem de discutat! Nu pot, că n-am timp! Stai! Căbășică! Îți dă mâncarea în clocot! Dar n-am nicio mâncare, bă! Du-te! Ce terapie mi-ai dat, nebunul? Că de când mă hlizesc, cum mi-ai zis, v-am dat umblă numai prin cluburi. De două nopți îl urmăresc. Nu dorm! Sufrânta! Dacă ești toantă. De ce râzi? Ca să nu te păcânesc. Aha! Vezi? Deci funcționează! Funcționează pe dracu! Femeia e tocmai hlizeala asta, ne-am vrăjbit și mai tare. Fii atentă că dacă pleacă și în seara asta, te omor! Trebuie să dorm, nu înțelegi? Nu mai pot să-l urmăresc! Dar de ce să-l urmărești, femeie, ca toanta? Lasă să se ducă! Și tu stai liniștit acasă, dar te asigur înainte că nu o să facă nimic. E, și cum mă asigur eu înainte? Îi dai 10 picături de moarte a cucului înainte să plece și apoi poți să dormi liniștită. Moartea cucului? Da? N-am auzit. Aoleo! Ce soție ești tu care vrea să țină casa? Pupă să trebuia să te cheme, nu cucu! Ai, ce crezi eu n-aș fi vrut? Că am fost împreună 2 ani! Dar nici măcar fătăla ăla nu m-a cerut de nevastă! Nici pupăză! Mă, fată, mă, dar tu ești păcupoasă rău de tot, mă! Scuze! Bă, tu mai mă fâții mult că mă... Îți dai seama? Unde îți dai puterea crește? Crește, mai ales că noi suntem fiecare cât doi, bă, înseamnă că suntem patru, patru lângă te patru, dar n-avem loc. Ah, de-aia suntem patru lângă, nu? Că suntem patru, nu? Când o veni la scărică, o să luăm cadă moală. La scărică? Bă, mi-e cunoscut numele ăsta, de unde dracu? Păi așa cheamă, pă, infractor, mă, la scăric, sau mă rog, așa mi s-a recomandat. Bă, să știi că și mie mi s-a recomandat la fel, mă. Tu o lăscări. De ce n-ai zis, mă, că e ala? Că dacă nu, mă rupeam cu bătaia, uite, așa-i trăgeam. Îi dădeam de... Îl lăsam... Lăsam... Îl găseam... Stai, stai, stai! A intrat unul. Era îmbrăcat în polițai? Nu, era civil. Înseamnă că nu-i fractorul nostru, mă. Ce dracu, mă, atât? Nu-i. Unde rămăsesem? La... La așa l-o mora cu bătaia! Uite așa ce-ai găseat! Gogule, Gogule, iar ne-a furat! Păi normal că ne-a furat mărlane, pentru că tu ești ocupat să mă bați pe mine, în loc să păzești! Păi eu, dar tu ce, mama dracu, de ce nu ești atent? Eu eram amețit. Deci recunoști că ești un amețit? Eram amețit de la butele tale! Pe care o să ți le scoate Teo pe nas, pentru că i-a zis! Lovește-mă! Ce spui? Și să ai tu circunstanțe atenuante că pornesc o scandală, nu? Nu mă, tâmpiturile, ca să fim acoperiți cu furtul, să ne pierdem contractul. Și că ne-am bătut cu hoții, mă înțelegi? Crezi că ține chestia asta? Cred! Păi atunci cu plăcere. Treci la colț. Deci nu tu îl provoci ca să te pocnească, să faci pe victima ca să scapi de mine, a? Nu! Ba da, așa face mereu, întotdeauna. Fugi, lașule! Iar? Iar?
și nu v-aș fi deranjat așa târziu, dar mâine la prima oră îmi trebuie dovada infracției la asigurări. Păi bine, bre, dar trei ore când încasați. Păi și eu ce vin am? Și am pus și pază. Păi da, chiar e idiot sau ceva va tracilor, Damian. Păi eu de ce am angajat? Hm? Teoretic, dacă mi-a făcut farmece, ar trebui să știe că nu pot să... Și? În noaptea asta, până ce oră te întorci? Dar cine a zis că plec? Păi nu te mai duci, dragă, să te calmezi? Nu, no, că m-am calmat deja. Și mă gândeam că în seara asta... Poate te ajut și pe tine să te calmezi. Da. Păi, Damian, nu putem chiar în clipa asta. De ce, dragă? Nu mă mai iubești? Sau nu mă mai dorești? Hai, nebunit, Doamne! Cum să nu te doresc? Normal că te doresc, da! Da, știi că... Ne trebuie șampanie! Da, șampanie, pentru că... Ne lansăm relația, înțelegi? Și e musai să avem șampanie! Hai că... Până te... pregătești tu... Eu sunt înapoi! Zi mai bine că... Te duci să desfaci vraja, vrăjitoare-o. Unde s-a dus, mă, tâmpitul ăsta? A luat-o o ședată. Vezi că vine hoțul, să nu zici că nu te-am avertizat. Cocoșică, stai, mă, că vreau să ne împăcăm, nu să te bat. Hai, mă, că... Ce vrei, femeie, la ora asta? Nu există antidot. Dă-i ce-i desculătoare. Desunătoare, proastă. Acolo, da? Hai, e, cum este des... des... de hoțul. Scărică, mă, că mă faci tu pe mine, mă, dacă ai dat peste că mă, care ți-ar focus, mai furi, mă, de la mine, mă, câta oară, mă, a câta oară, mă! Oprește-te, tâmpi! Ce? Ia, lăscărică, hai, lăscărică, vrei să joci rolul celebre, hă? Păi dacă vrei să joci rolul celebre, joacă-mă ca în film, ia zi! Nu mai da doze, mă, că sunt eu lăscărică, nu mai trage bulane! Mai da, zi să te aud! Mă, ce naiba de șampanie mi-ai dat, că asta are mai mult gust de ceai? Bio. Bio? Mhm. Și acum? Că s-a rupt vraja? Să trecem la fapte! Da! Are viața orașul meu focos! Hai pe fata! Hai pa, fata! Păi ce credeai, că sunt nebun să o fac o vrăjitoare când cluburile sunt pline de zâne? Noapte bună, sau mă rog, noapte albă. Am făcut o confuzie, jur. Păi și eu acum, mamă, tot o confuzie fac, mă. Hai! Unde medicia mea? Ca un câine turbat. Am mușcat mâna celui care m-a hrănit. Mâna celui care mi-a plătit facturile. Iertare. Stăpâne. Așa, nu mai da! Au! Nu mai da! Ce te uiți? De unde știu eu că nu tot tu ai provocat și bătaia asta? Și mai nou, ca să nu mă mai refuze mârlănește, îmi bagă tâmpenia aia cu durerea de cap.
încă o dată. E? Ai văzut, dragă, că te-ai dus degeaba? Nu mai bine stăteai tu acasă și... și te... iubițica ta? Ești plătărești. Stai mereu, făimosul ăsta, gogoșearule, că ridici praful și-mi dai dracu. Păi ce vrei să fac asta? Dai dracu ceva. L-am confundat pentru că era în uniformă. Dacă vezi un bău în uniformă de polițist, ce e ăla? Nu, înseamnă că e polițist. Și de la Tony acțiune. Și dacă... Bună seara! Da, nu trageți! N-am, am... scopul și durata vizitei pe durata staționării. Că eu nu-s prost, dacă mi-a zis aia, că eu nu-s prost. Și eu nu știam că nu-s prost, trebuia să zici tu. Hai că îmi pocnesc mustățile pe bune. Eu nu-s prost după seara, sunt alt prost, da? Dar tu nu m-ai lăsat! Pentru că ești un amețișul tătălău! Bă, că te luă cu moața aia, nu pot să mă abțin! Mă, din cauza asta, idiotule, că n-ai fost acolo, că dacă erai acolo, îl vedeai, îl recunoșteai! Hai că m-am povnit. Nu m-am așteptat că îmi faci așa, că îmi dă una. Bă, dar... numai din cauza... Hai la fumat. Bă, ce bă de fumat! Pentru că... avem nevoie de șampanie. Musai, păi ne relansăm și noi relația și, mă rog. Și uite așa ne-am relansat relația, uite așa.